Luni dimineața, un accident a avut loc în cartierul Războieni din Pitești, pe o stradă intens circulată. O femeie a fost lovită în plin de o mașină. Femeia, care probabil locuia în zonă, a traversat strada fără să se asigure printr-un loc nemarcat. A fost lovită în plin de această mașină, la volanul căreia se afla o șoferiță care a intrat în panică atunci când și-a dat seama ce s-a întâmplat. Impactul a fost atât de puternic încât locuitorii din zonă au ieșit afară din case. Așa de puternic s-a auzit? Da, s-a auzit foarte puternic. La fața locului a ajuns și un echipaj de terapie intensivă mobilă care a preluat-o pe femeie și a început manevrele de stabilizare. Din cercetări iese că femeia a traversat strada printr-un loc aflat la 100 de metri de trecerea de pietoni. Mașina este avariată în partea dreaptă, atât la capotă cât și la geam. Localnicii spun că s-ar impune realizarea și altei treceri de pietoni. Ar trebui treceri de pietoni aici? Ar trebui, să știți, că aici a fost mereu victime, mereu. Aici au foarte mulți care vin la școală. Aici vin la școală, trec la numărul 2. Aici se întâmplă mereu, numai nenorocit. Femeia rănită are multiple răni și traumatisme. Cel mai grav este rănită la cap, unde are o fractură deschisă. A fost dusă de urgență la spitalul din Pitești. În ciuda eforturilor medicilor, spre seară, femeia în vârstă de 65 de ani a decedat. În cauză, oamenii legii i-au deschis șoferiței implicate în accident dosar penal pentru ucidere din culpă.